Apostol Popov a dat randament pe postul de fundaș dreapta la meciul cu Timișoara, iar tehnicienii echipei CSU Craiova se gândesc să mai apeleze la serviciile acestuia și la următoarele meciuri. Popov este fundaș central de meserie și chiar dacă nu a mai jucat un meci oficial de mult timp, randamentul său a fost foarte bun. Directorul tehnic al echipei CSU Craiova, Daniel Mogoșanu, a explicat care sunt motivele pentru care a apelat la serviciile bulgarului pentru postul de fundaș dreapta. Ideea de a-l folosi pe Popov pe postul de fundaș dreapta nu mi-a venit acum, este mai veche. Am vrut să-l încerc încă din cantonamentul din Antalya, însă singurul lucru care m-a împiedicat a fost că nu a avut voie să intre în contact cu adversarii, pentru că el a avut problema aceea la umăr și venea după operație. Știam că el jucase și la Naționala Bulgariei fundaș dreapta și mă așteptam să aibă un randament bun. Ca să vă spun un secret, eu am vrut să-l folosesc și pe alt post, pe cel de mijlocaș la închidere, pentru că are o mobilitate foarte bună, o viziune excelentă a jocului și anticipează foarte mult mișcările adversarilor. Oricum, am riscat puțin cu el acum, pentru că el nu jucase de câteva luni într-un meci oficial. E îmbucurător că a revenit pe teren după o perioadă atât de lungă și a avut o evoluție atât de bună, a declarat Daniel Mogoșanu pentru Gazeta de Sud. Craiova joacă următorul meci cu FC Botoșani.